Bună ziua! Principala activitate actuală a organizației pe care o reprezint este educația pentru integritate sexuală, prevenția sarcinilor în adolescență și a bolilor cu transmitere sexuală. Pe viitor ne dorim organizarea unui centru de consiliere. Aș dori să transmit mesajul următor. Consider că atenția ar trebui îndreptată și spre acest tip de proiecte de prevenție, cel puțin din punct de vedere al prevenției bolilor cu transmitere sexuală, care afectează foarte mult viața de familie și a viitorilor copii. Singura metodă 100% sigură este încă integritatea sexuală și consider că aceste programe ar trebui puse la punct împreună cu echipe pluridisciplinare de psihologi, asistenți sociali și sociologi care să beneficieze de formări de specialitate prealabile. De asemenea, consider că ar trebui luat în calcul și prezența asistentului social în școlile din România. Deocamdată, în școlile din România există consilieri școlari, însă aceștia nu se pot deplasa în mediul natural în care trăiesc tinerele și asistentul social ar putea să facă mult mai mult decât face deocamdată consilierul școlar.